Pe data de 21 septembrie 2012, un avion în care se afla nevasta politicianului american, Mit Romney, a făcut o aterizare de urgență datorită izbucnirii bruște a unui incendiu. După ce incidentul s-a terminat, Romney s-a plâns de faptul că nu a putut deschide geamul pentru a lăsa aerul proaspăt să intre în avion. Soția acestuia aproape că și-a pierdut viața din această cauză banală, pentru că nu avea nicio modalitate prin care putea lăsa aerul proaspăt să intre în cabina avionului și aproape toată lumea a murit asfixiată din cauza lipsei de oxigen. Desigur, geamurile avioanelor de pasageri nu se deschid în timpul zborului, dar cele din cabina de pilotaj se pot deschide. Acest lucru permite echipajului să evacueze pasagerii în cazul unei urgențe apărute în avion, însă dacă ușa blindată care separă compartimentul pasagerilor de cel al piloților se blochează. Deci, ce s-ar întâmpla dacă și pasagerii ar avea posibilitatea de a deschide geamul în caz de urgență? Ei bine, rezultatul se schimbă în funcție de altitudinea la care zboară avionul în acel moment. Dacă avionul a decolat doar cu câteva minute în urmă și nu a apucat să ajungă la 6000 de metri altitudine deasupra nivelului mării, cel mai probabil nu s-ar întâmpla nimic dăunător avionului sau pasagerilor. O să puteți respira normal pentru aproximativ 30 de minute până când avionul ajunge la o altitudine de croazieră. Însă, pe toată această perioadă de 30 de minute, zgomotul în interiorul avionului va fi foarte puternic. Vântul care suflă cu putere pe fereastra deschisă va opri propagarea oricărui alt sunet în interior, deci dacă ar fi să cerem ajutorul însoțitorilor de zbor, ar fi inutil. Totuși, nu ar fi la fel de rău ca în momentul în care am deschide fereastra la 10.000 de metri altitudine. La o asemenea distanță față de suprafața pământului, diferența dintre presiunea interioară din avion și cea exterioară va ajunge la punctul maxim. În condiții normale, aerul din interiorul avionului este comprimat, iar presiunea din interiorul său este similară cu cea de la 2100 metri altitudine. Acest lucru permite pasagerilor să respire în mod normal, dar în cazul deschiderii unei ferestre, tot aerul comprimat va începe să părăsească avionul brusc, ceea ce va duce la o serie de probleme. Primul lucru pe care îl vei simți este aspirarea rapidă a aerului din fiecare deschizătură a corpului. Din moment ce corpul uman este format în mare parte din apă, acesta va condensa și va produce aburi reci. Acest lucru se va întâmpla cu fiecare pasager, astfel avionul se va umple rapid cu o ceață groasă, dar în doar câteva secunde ceața se va disipa pentru că restul aerului din interiorul avionului va continua să iasă pe fereastră. Din păcate, chiar și o fereastră deschisă la câteva locuri distanță de tine te va afecta direct. Dacă te afli la două locuri în spatele geamului deschis, vântul va ieși din cabină cu viteza unui uragan cu aproximativ 130 de km pe oră. Nu este chiar atât de puternic, așa că dacă porți centura de siguranță, nu vei fi mișcat. Din păcate, dacă te-ai afla chiar în dreptul ferestrei deschise, vântul va avea o viteză de până la 482 de km pe oră. Acest lucru este suficient pentru a fi tras pe geam cu tot cu scaunul pe care te afli. Persoana care se află cel mai aproape de culoarul din mijloc al avionului va fi cel mai în siguranță datorită diametrului ferestrei, care este mai mic decât distanța dintre umerii unei persoane de dimensiuni normale. Conform unui studiu al Universității Harvard despre corpul uman, lățimea media a umerilor este de 46 de centimetri, în timp ce diametrul unei ferestre dintr-un avion Boeing 747 este de aproximativ 38 de centimetri. Deci cel mai probabil o fereastră deschisă nu te va aspira complet, doar parțial. Acesta este un lucru foarte bun pentru majoritatea persoanelor care se află în avion. Un corp uman poate acționa ca un dop de închidere care va bloca scăparea aerului comprimat din avion prin fereastra deschisă. Asta va oferi oamenilor mai mult timp pentru a folosi măștile de oxigen. Însă, problemele serioase abia încep. Primul lucru pe care îl va resimți persoana care blochează fereastra deschisă este vântul puternic, care are o viteză de până la 965 de km pe oră. La această viteză, vântul îți va lovi cu putere fața și te va împinge în direcția opusă aeronavei. Ca rezultat, persoana respectivă se va răsuci sub forma unei litere J și va fi presată împotriva învelișului exterior al avionului. Al doilea lucru de care va suferi este temperatura extrem de rece. Temperatura de la altitudinea de 10.000 de metri este de aproximativ minus 54 de grade Celsius. În aceste condiții, nasul va îngheța complet în doar câteva secunde. Nu vei observa imediat cea de-a treia problemă, dar aceasta îți va pune cel mai mult viața în pericol. În ciuda scăderii accentuate a temperaturii, tensiunea arterială va avea un efect asupra sănătății mult mai semnificativ decât toate celelalte probleme. În astfel de condiții există un risc ridicat de așa numite barotraumatisme. Vor avea loc daune ale organelor interne datorate de scăderile de presiune bruște. În plus, la o altitudine de 10 km, aerul este prea rarefiat și nu va fi destul oxigen care să asigure o respirație adecvată care să te țină în viață. Nici măcar nu o să-ți dai seama că încep să te sufoci. Corpul uman este incapabil să recunoască un deficit de oxigen. El poate detecta doar nivelurile ridicate ale dioxidului de carbon în sânge. Prin urmare, o să continui să respiri ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vei crede că totul este în regulă, dar din acel moment mai sunt doar 15 secunde înainte să-ți pierzi conștiința și 4 minute până se va instala moartea cerebrală. Oamenii din interiorul avionului se pot aștepta și ei la aceleași rezultate ca persoana ce blochează fereastra deschisă la o asemenea altitudine. Au aproximativ 15 minute pentru a folosi măștile de oxigen, înainte ca toată lumea să-și piardă cunoștința. Efectele resimțite de corp vor depinde de distanța la care te afli de fereastra deschisă. Creierul va suferi de privarea de oxigen și nimeni nu va mai avea suficient timp la dispoziție pentru a aplica orice măsură de siguranță. Să presupunem că persoana care blochează geamul deschis ești chiar tu, poate că ceilalți pasageri vor avea suficient timp să-și ia toate măsurile de siguranță, însă tot vei fi în continuare pe jumătate în afara aeronavei cu fața împotriva vântului puternic și presat pe învelișul aeronavei într-o formă ciudată. Corpul tău va suferi degerături și îți vei pierde cunoștința, dar nu o să mor dacă pilotul reușește să reacționeze la timp și să coboare sub altitudinea de 6000 de metri deasupra nivelului mării. Asta s-a întâmplat cu capitanul Timothy Lancaster în timpul unui zbor efectuat de compania aeriană British Airways în anul 1990, atunci când parbrizul aeronavei a fost pulberat brusc. Tot ce se afla în cabina piloților a început să fie aspirat în afara avionului. Însoțitorul de zbor, Nigel Ogden, era în interiorul cabinei și a putut să l apuce pe pilot de picior înainte ca acesta să fie tras în afara avionului complet. După 18 minute copilotul a reușit să aterizeze în siguranță cu avionul în timp ce capitanul aeronavei era lipit de parbriz datorită presiunii la care era supus. După ce salvatorii au început să îngrijească victima, s-a dovedit că pilotul a scăpat ca prin urechile acului. El a suferit doar câteva degerături, câteva coaste rupte, multiple fracturi minore ale mâinii drepte, un deget rupt și încheietura sucită. Însă cel mai important este că pilotul a scăpat cu viață în urma unui asemenea accident terifiant. Acest lucru ne face mult mai optimiști în cazul în care geamul ferestrei de lângă locul avionului pe care te afli va fi spart sau smuls. Pilotul va avea suficient timp la dispoziție pentru a coborî rapid altitudinea și astfel îți va salva viața. Totuși au fost câteva cazuri în istorie care nu au avut un final prea fericit. De exemplu, uite un caz nefericit cu o companie americană în timpul unui zbor de la New York către Dallas. Datorită unei explozii a motorului, piloții au fost nevoiți să efectueze o aterizare de urgență în Philadelphia. Accidentul a avut loc la o altitudine de 9 km deasupra nivelului mării. Un fragment al motorului care a explodat a distrus și o fereastră. O femeie care se afla chiar pe locul de lângă fereastră a fost aspirată parțial în exteriorul aeronavei, iar un alt pasager a reușit să o tragă pe aceasta înapoi în cabină, dar în cele din urmă a murit din cauza traumatismelor suferite. Pentru a evita accidentele similare în viitor, compania aeriană Emirates Airline a introdus un proiect nou pentru avionul Boeing 777-300R, care presupune lipsa ferestrelor pentru pasageri. În locul hublourilor obișnuite din avion, inginerii au folosit ecrane LED care vor afișa imaginea captată de niște camere instalate în exteriorul avionului. Asta va face aeronava mult mai ușoară, mai durabilă și elimină vulnerabilitatea oferită de ferestre. Cu toate astea, unii sceptici, cum ar fi Graham Brainswaite, un profesor din cadrul Universității Britanice din Cranfield, crede că soluția abordată pentru această problemă a avioanelor este periculoasă. În cea mai mare parte are dreptate, deoarece în cazul unui accident, echipajului de zbori va fi mult mai greu să evacueze situația în care se află datorită lipsei de vizibilitate în interiorul avionului. Cel mai probabil, majoritatea camerelor și ecranelor instalate vor suferi avarii majore în urma unui accident aerian. Acest lucru poate complica foarte mult evacuarea supraviețuitorilor unui astfel de incident. Însă, cei care dezvoltă această tehnologie susțin că această problemă va fi foarte ușor de rezolvat. Dacă nu suferi de claustrofobie, un avion fără ferestre poate fi cea mai sigură opțiune. În trecut, ferestrele trebuiau să fie modernizate din motive de siguranță evidente. În anii 50, ferestrele primelor companii aeriene erau pătrate. Datorită faptului că aveau colțuri, ferestrele se crăpau destul de des. Drept urmare, două aeronave s-au prăbușit în timpul zborului în anul 1954, unde 56 de persoane au decedat. După aceste incidente s-a decis să se producă doar ferestre rotunjite, deoarece această formă poate distribui uniform presiunea la care este supusă sticla geamului. Însă, în prezent, motivele care ne obligă să renunțăm la geamurile avioanelor sunt evidente. Voi ce credeți, ar trebui să lăsăm ferestrele pasagerilor la locurile lor sau este doar o relicvă a trecutului care trebuie să fie lăsată în urmă din motive de siguranță? Ne puteți lăsa răspunsurile în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!